au reușit să iasă din Italia neobservați de mafie și au ajuns cu bine în România. Ei au fost foarte precauți pe tot parcursul drumului, dar nu au observat nimic ciudat pe drum. Odată ajung și ei merg acasă la părinții băiatului. Aceștia îi așteptau, au stat puțin la povești, dar fiind foarte obosiți de pe drum s-au băgat la somn. A doua zi de dimineață, băiatul împreună cu tatălui s-au dus să vadă niște apartamente, pentru că băiatul vrea să cumpere unul. După lungi căutări, au reușit să găsească unul pe gustul băiatului. Așa că au rămas cu proprietarul să vină și cu fata în această dupa-masă ca să-l vadă. După aceea au fost la un supermarket, au făcut niște cumpărături și s-au dus acasă. Mama lui, împreună cu fata, i-așteptau cu masa pusă, au mâncat și pe urmă băiatul împreună cu fata au mers să vadă apartamentul. Au ajuns la apartament și în timp ce proprietarul îi prezenta și fetei apartamentul, băiatul primește un telefon. La telefon era tatăl băiatului care îl întreba ce mai fac și dacă o termina cumpărăturile și o grămadă de întrebări fără sens. Băiatul a simțit vocea tatălui său puțin tremurată și nesigură. Acesta știa bine să citească oamenii, având în vedere că a lucrat bine la asta în timp ce lucra pentru mafie a știut imediat că ceva nu era în regulă și i-a spus tatălui său că mai au ceva cumpărături, după care se vor duce acasă. Tatăl său a sec puțin, după care i-a spus să mai ia și roșii și că a parcat vecinul în locul lui și să parcheze în față. Băiatul acum era sigur și știa că se petrece ceva și i-a spus tatălui său că îl sună atunci când ajunge în piață, poate le mai trebuie ceva de acolo după care a luat-o pe fată și au plecat în mare grabă. Nu putea să meargă acasă pentru că știa că dacă șeful mafiei din Italia era acolo, l-ar fi omorât și după i-ar fi omorât și familia. Merge la un magazin de vânătoare și cumpără un binoclu, apoi se urcă pe un bloc din apropiere și se uită pe geamul din apartamentul părinților. Dar pertelele de noapte erau trase toate, atunci a pus mâna pe telefon și a sunat la poliție le-a explicat acestora ce se petrece și a supravegheat totul de pe celălalt bloc, până când a ajuns poliția acolo. După, au plecat la casa bunicilor de la țară. Bunicii erau morți, dar nu puteau să se întoarcă acasă pentru că mafia i-ar fi omorât. Au intrat la un magazin pentru a face câteva cumpărături și au cumpărat și câteva telefoane și cartele noi. De pe drum a încercat să sune de mai multe ori acasă, să vadă ce s-a întâmplat, dar nimeni nu i-a răspuns. Speriat și îngrijorat de părinții lui, a sunat la poliție și le-a spus că este fiul acelor oameni și că un vecin l-a anunțat ce s-a întâmplat și că ar vrea să știe ce este cu ei. Poliția, după ce l-a identificat, i-a spus că părinții lui sunt în siguranță la secția de poliție și în momentul când i-au intrat în apartament, aceștia erau singuri și că mafioții au plecat. Poliția i-a spus să meargă la cea mai apropiată secție de poliție pentru că acei oameni erau înarmați și are și el nevoie de protecție. Băiatul i-a asigurat că așa va face, după care a închis. Planurile s-au schimbat, au oprit în prima benzinărie, ei s-au dus la un domn ce își băga benzină și i-au spus că au nevoie de mașina lui și i-au oferit o sumă mare de bani pe ea. Omul, văzând oferta generoasă, acceptă. Băiatul face prin la mașină și urma de fată cu cealaltă mașină se duc pe un câmp și dau foc la mașina cu care au venit din Italia. După, se duc în alt oraș, acolo se cazează la un hotel unde petrec noaptea și se gândesc ce să facă pe viitor. În timp, ce la Ucina a văzut la televizor la știri un incendiu într-un sat. Era casa bunicilor săi. Băiatul era sigur că mafioții au incendiat-o și acum îi caută și pe ei. În următoarea dimineață pornesc spre Germania în speranța că își vor pierde urma. Erau disperați și știau că nu este de joacă pentru că fostul lui șef nu se juca când venea vorba de trădare. Au ajuns în Germania într-un final, au abandonat mașina pe un câmp și au luat un taxi până în primul oraș. S-au cazat la un hotel și au încercat să ia legătura cu părinții băiatului. După lungi încercări au dat de ei. Aceștia erau băgați într-un program de protecție și erau bine. Băiatul le-a spus că sunt bine și că o să i mai sune fără să dea prea multe informații. După ce a încheiat convorbirea, băiatul a distrus și ultimul telefon și cartele cele le mai avea din România pentru a-și pierde urma. Băiatul era foarte trist, deoarece atunci când au fost să vadă apartamentul nu au luat mulți bani cu ei și ce mai aveau au cam din ei pe drum. Abia le-a mai ajuns să plătească hotelul pentru o săptămână. A doua zi, de dimineață, băiatul a pornit să caute ceva de muncă, dar, având în vedere că nu știa limba, nu a găsit nimic. Fata plângea într-una și îi spunea băiatului că cei oameni îi vor prinde și vor omorâ. Băiatul o liniștea, spunându-i că totul va fi bine, dar în sinea lui și el era disperat. Nu a avut încotro și s-a apucat să fure de prin magazine de mâncare și ceva lucruri de pres pe care le vindea ca să plătească hotelul și mâncarea ca să o mănânce. Nu i-a spus fetei că fura ca să nu-și facă și aceasta griji. I-a spus că lucra cu ziua pe la unul altul. Și așa au trecut aproape două săptămâni. Dar, cum lucrurile astea nu țin mult, într-o zi, băiatul nu a putut fura nimic. Era foarte necăjit. Dacă nu plătea hotelul, Trebuia să plece și nici de mâncare nu a putut fura. Trebuia să găsească o soluție. În drumul spre hotel, băiatul vede un domn bine îmbrăcat și se hotărăște să îl refuiască. Era disperat și asta era ultima lui soluție. Se gândea că omul avea ceva bani și ceva lucruri de valoare care o să le ajungă pentru o perioadă. Urmărește omul până în parcare, apoi se repede la el și îl înțeapă ușor în spate cu o șurubeniță ce o folosea să scoată alarmele. Îi zice omului să nu miște și că are un cuțit și să îi dea tot ce are de valoare la el. Omul nu prea înțeles, dar l-a lăsat să ia tot ce a vrut de la el. Pe urmă, băiatul a fugit de acolo. A reușit să vândă o parte din bunuri și a luat ceva de mâncare și s-a dus la hotel. Era bucuros pentru că aveau bani pentru cel puțin încă o lună. Le ajungea de mâncare și de hotel și mai aveau și ceva bunuri ce le-a luat de la cel om. Cu siguranță era mai ieftin să închirieze ceva, dar, având în vedere că nu aveau acte și nici nu știau limba, nimeni nu a vrut să le închirieze nimic. A ajuns la hotel și au început să mănânce. Era ceva ce îl liniștea totuși. Ceva ce a furat de la cel bărbat. Nu i-a spus nimic fetei și au continuat să mănânce. La un moment dat, un angajat al hotelului îl cheamă pe băiat la recepție. Băiatul merge cu gândul că o să plătească hotelul pe o lună de data aceasta. Când a ajuns la recepție, câțiva bărbați l-au prins și l-au băgat într-o cameră. Îl iargă la mâini și la picioare și la ochi. Chiar i-au băgat ceva și în gură ca să nu poată să strige. Apoi se face liniște pentru câteva clipe. În tot acest timp, băiatul se gândește că acesta este sfârșitul. I-a găsit mafia italiană și nu mai aveau cum să scape. Se gândește în ce o să le facă și nu era de el mai mult, era de fată, el o iubea mult. Dragilor, această poveste este mai lungă și am împărțit-o în mai multe părți. Cam atât pentru partea aceasta, nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să lăsați părerile voastre la comentarii și, de asemenea, să distribuiți ca să vadă și prietenii voștri. Iar până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi.